Avem un bec de lanternă de 6,3 V. Tensiune nominală. Și îi vom determina puterea. Îl punem, îl înșurubăm și am pregătit aici un circuit format dintr-o baterie de 4,5 V cu o baterie cilindrică de 1,5 V pe care le-am înseriat, iată, plusul la minus, pentru a da o tensiune de 6 V. 4,5 plus 1,5 ne dă o tensiune electromotoare de 6 V. Și alimentăm cu această baterie de 6 V, alimentăm acest beculeț. Îl înseriem prima dată cu ampermetru pentru, uitați, sunt înseriate, pentru a-i determina intensitatea curentului. 0,02 amperi prin acest circuit. Acum, închidem circuitul beculețului și vom măsura tensiunea la bornele becului. Este cu minus, schimbăm polaritatea. De volți, aproximativ 5 volți. Calculăm puterea becului. Puterea P mare egal produsul dintre tensiunea aplicată la bornele becului U înmulțit cu intensitatea curentului care a trecut prin bec. Și am înlocuit valorile. Ne-a dat 5 volți tensiunea, iar intensitatea 0,02 amperi. Am făcut calculul și acest beculeț are o putere de 0,1 W.